Cuvântul care zidește. Bun găsit, dragi ascultători! Sunt preotul Narcis Stupcanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul care zidește. Dragi ascultători, astăzi vom face o incursiune în operele Sfinților Părinți pentru a descoperi mai multe amănunte despre virtutea răbdării. Rămâneți alături de noi! Una dintre virtuțile cu care trebuie să ne însoțim pentru a câștiga viața cea veșnică este răbdarea. Toate suferințele întâlnite în această viață pot părea de multe ori nesfârșite, încât unii oameni, ajunși la pragul disperării, își doresc sfârșitul vieții pământești. E greu de dat sfaturi în aceste circumstanțe, însă cea mai puternică virtute care ne poate oferi răsplata, dar și alinarea suferințelor noastre, este fără îndoială răbdarea, de care și Mântuitorul ne încredințează spunând: prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Cu siguranță, în lumea în care trăim, dragi ascultători, nu este ușor să ai răbdare, mai ales când totul se mișcă în jurul nostru cu rapiditate. Însă pentru a reveni la firescul lucrurilor, trebuie să ne întoarcem la sfaturile Sfinților Părinți și la exemplele de răbdare din Sfânta Scriptură. Psalmistul David, care a trecut prin astfel de încercări, ne încredințează în Psalmul 39. Așteptând, am așteptat pe Domnul și s-a plecat spre mine. A auzit rugăciunea mea, m-a scos din groapa ticăloșiei și din tina noroiului. Iată de ce părintele Cleopa, regretatul și vestitul duhovnic de la Sihăstria Neamțului, le repeta des celor care veneau la el să ceară sfaturi cuvântul răbdare, răbdare, răbdare. Scriitorul bisericesc Tertulian acordă în opera sa o importanță deosebită acestei virtuți, poate și pentru faptul că el însuși mărturisește despre sine că se luptă pentru a dobândi această virtute. Însă, aceasta nu îl împiedică de a studia Sfânta Scriptură pentru a înțelege ce trebuie să facă, pentru a deveni mai răbdător și cât de important este să fii răbdător. Iată ce spunea Tertulian. Pe cine a numit Domnul fericiți, dacă nu pe cei cu răbdare, când a zis: fericiți cei săraci cu Duhul, că a lor este împărăția cerurilor. În mod sigur, nimeni nu este sărac cu Duhul dacă nu e umil, dar cine e umil dacă nu cel ce rabdă? Fiindcă nimeni nu se poate supune fără răbdarea de a se supune mai întâi față de sine însuși. Fericiți, zice el, cei ce plâng și se vaietă. Cine tolerează astfel de lucruri fără răbdare? Unora ca acestora li se acordă și sfatul și zâmbetul. Fericiți cei blânzi! În aceste cuvinte nu poate fi în niciun caz vorba de cei fără răbdare. Când îi numește pe făcătorii de pace fericiți și fii ai lui Dumnezeu, se pot cumva socoti nerăbdătorii rude cu pacea? Numai un nebun ar putea crede aceasta. Iar când zice: bucurați-vă și vă veseliți ori de câte ori vă vor spune cuvinte rele și vă vor prigoni, căci mare este răsplata voastră în cer, această plată în niciun caz nu promite nerăbdării, fiindcă nimeni nu-și va păstra buna dispoziție în necazuri dacă nu le va fi disprețuit mai dinainte și nimeni nu le va disprețui dacă nu va avea răbdare. Dragi ascultători, scriitorul bisericesc Tertulian vrea să ne arate că fără răbdare nu putem fi fericiți. Iar dacă ne aplecăm atenția asupra fericirilor enunțate de Mântuitorul Hristos, vedem că starea de fericire pe care o promite el nu se adresează celor care se bucură de toate plăcerile vieții, ci acelora care, deși suferă, nu-L părăsesc pe Dumnezeu. Ba chiar preferă să sufere decât să se îndepărteze de El.
Ori Tertulian, analizând fericirile, observă că toți cei care vor fi fericiți au fost mai întâi răbdători. Cât privește necazurile și suferințele, știm bine că uneori sunt cauzate de propriile păcate, alteori vin asupra noastră ca încercări din partea celui viclean, dar cu îngăduința și purtare de grijă a lui Dumnezeu. Partea bună a suferințelor e aceea că ne aduc aminte de păcatele noastre și ne îndreaptă atenția către Dumnezeu, pentru că omul, atunci când dă de necaz, se gândește că a greșit și se pocăiește de păcatele sale, apropiindu-se în felul acesta de Dumnezeu. Astfel, atunci când credem că Dumnezeu ne-a părăsit, nu trebuie să deznădăjduim, ci mai mult decât oricând trebuie să ne înarmăm cu răbdare, pentru că toate necazurile sunt spre îndreptarea și iertarea păcatelor noastre. Răbdarea este așadar o virtute deosebită, lucru pe care îl constată și părintele Nicolae Steinhardt, care, citând-o pe Simone Weil, spunea: creștinismul nu ne oferă un mijloc miraculos de a scăpa de suferință, ci ne pune la îndemână miraculosul mijloc de a o îndura. Însă, bineînțeles, că în cazul oricărei virtuți pe care vrem să ne o însușim, și în cazul răbdării se ivesc ispite. Sfântul Ioan Casian ne descoperă semnele adevăratei răbdări și ne spune că adevărata răbdare și liniște nu se pot dobândi și păstra fără umilința adâncă a inimii. Dacă se coboară la acest izvor, ele n-au nevoie nici de ajutorul chiliei și nici de refugiul în singurătate. Nu caută din afară o crotire, ceea ce se sprijină pe virtutea umilinței lăuntrice, adică pe ceea ce este obârșie și pază. De altfel, dacă ne tulburăm când suntem provocați de cineva, este sigur că nu sunt bine puse în noi temeliile umilinței și de aceea clădirea noastră se zguduie, gata să se prăbușească și la năvala unei furtuni mai ușoare. N-ar fi vrednică de admirație și de laudă răbdarea dacă și-ar menține liniștea numai când nu este atacată de săgețile unui dușman. Dar prin aceea că este strălucită și glorioasă, că rezistă nemișcată în furtunile năvălitoare ale tuturor ispitelor. În partea în care se crede că este și frântă de atacuri potrivnice, în acea parte se întărește mai mult și mai degrabă acolo se ascute, unde se crede că este tocită. Toți știm că răbdarea înseamnă suportarea suferințelor și de aceea este sigur că nimeni nu poate afirma că este răbdător, în afară de acela care suportă fără supărare necazurile care i-au fost pricinuite. Așadar, a fi răbdător în adevăratul sens al cuvântului nu înseamnă doar a aștepta să-ți vină rândul pentru a face niște cumpărături, deși nici măcar în această formă incipientă nu mai practicăm astăzi răbdarea, ci capacitatea de a fi răbdător ți-o demonstrezi abia când treci prin momente grele și nu te revolți împotriva aproapelui sau împotriva lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Iacov ne predă ca exemplu răbdarea lui Iov, atrăgându-ne atenția și asupra finalității actului de a fi răbdător până la sfârșit. Ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut sfârșitul hărăzitului de Domnul, că mult milostiv este Domnul și îndurător, spunea Sfântul Apostol Iacov. Aspectul acesta l-a determinat pe Tertulian să afirme că răbdarea este firea lui Dumnezeu, urmarea și superioritatea calităților sale înnăscute. Ca să înțelegem aceasta, trebuie să ne gândim la câtă răbdare are Dumnezeu cu fiecare dintre noi, cât de mult nu așteaptă El pocăința noastră și prin câte mijloce oare nu vine El în întâmpinarea noastră pentru a ne ajuta să ieșim de sub robia păcatului. Iar dacă ne ridicăm prin pocăință și iarăși cădem în cursele patimilor, El iarăși ne așteaptă ca un tată iertător. Deci dacă ne gândim la măreția răbdării pe care Dumnezeu o are față de noi, atunci ne dăm seama că a avea răbdare chiar și o viață pe acest pământ nu e prea mult. Tot Tertulian ne spune și de unde putem dobândi această virtute. Ne dă autoritatea de a exercita răbdarea nu o însușire omenească, formată din starea de spirit a insensibilității cinice,
ci dispoziția divină a învățăturii vii și cerești, care arată ca prim exemplu de răbdare pe Dumnezeu însuși. Acesta este cel ce împrăștie deopotrivă floarea luminii sale peste cei drepți și peste cei nedrepți, cel ce îngăduie să îndeplinească și cei demni și cei nedemni dregătoriile timpurilor, supunerile ucenicilor, sarcinile oricărei făpturi. El suportă neamurile cele nerecunoscătoare, care se închină la batjocuri ale artelor și la lucruri făcute de mâna lor, care îi persecută numele și familia. El le suportă desfrâul, lăcomia, nedreptatea și răutatea zilnic dăunătoare, pentru ca prin răbdarea sa să-i mântuiască. De aceea mulți nu cred în Domnul, fiindcă nu știu că este de atâta vreme mânia împotriva lumii acesteia. Nici nu ne închipuim, dragi ascultători, câte daruri ne poate aduce răbdarea. De multe ori o clipă de răbdare poate schimba un deznodământ tragic și nu este nevoie să dăm exemple, pentru că zilnic avem exemple la tot pasul. Oameni care îi deranjează chiar și o secundă în plus de așteptare. Dacă ne regăsim în acest exemplu, atunci trebuie să ținem cont că nu graba ne rezolvă problemele. Părintele Arsenie Papacioc spunea că în viață nu trebuie să te grăbești. Totul e să pleci la timp. Deci, să ne gândim la ceea ce ne poate aduce fericire în întristări și nădejde în necazuri, căci răbdarea pune în siguranță pe toate cele plăcute lui Dumnezeu, ne spune scriitorul bisericesc Tertulian. Ajută la îndeplinirea tuturor poruncilor lui, întărește credința, asigură pacea, păzește dragostea, învață umilința, așteaptă căința. Răbdarea cheamă pocăința, conduce trupul, păstrează spiritul, înfrânează limba, stăpânește mânia, înfrânge ispitele, alungă scandalurile, consfințește martiriile, mângâie pe cel sărac, temperează pe cel bogat, nu nimicește pe cel slab, nu îl semețește pe cel sănătos, îl desfată pe cel credincios, îl găzduiește pe străin, îl încredințează pe serv stăpânului și pe stăpân lui Dumnezeu. Împodobește pe femei, îl dovedește pe bărbat, este iubită în copil, lăudată în tânăr, respectată în bătrân. Este frumoasă atât pentru bărbat cât și pentru femeie, la orice vârstă. Așadar, dacă ne frământă ceva, să avem răbdare. Dacă nu avem stare, dacă ne grăbim, dacă nu ne gândim la ceilalți, să ne aducem aminte de la ce ne poate salva chiar și un minut de răbdare. În fine, dacă suntem în suferință, dacă avem impresia că nu mai putem suporta necazurile și că nimic nu ne mai poate ajuta, să ne gândim la răbdarea lui Iov, știind că numai cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Aici a sfârșit ediția de astăzi a emisiunii Cuvântul care zidește. Sunt preotul Narcis Stupcanu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit în final să meditați la cuvintele scriitorului bisericesc Tertulian. Unde este Dumnezeu, acolo este și fiica sa, răbdarea.